Haideți acum să deschidem Biblia la 2 Corinteni, capitolul 10, și vom continua studiul acestei cărți, o carte pornită din inima Apostolului Pavel, o carte în care Pavel este altfel decât în celelalte epistole. Este personal, este acut, este sever, își apără mandatul pe care Dumnezeu l-a încredințat. Și ar vrea să citim de unde am rămas acum 3 săptămâni, 2 Corinteni, capitolul 10, începând cu versetul 7. 2 Corinteni 10, versetul 7, până la sfârșitul acestui capitol. Haideți să citim. La înfățișare vă uitați? Dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că, după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda cu ceva mai mult, ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa, ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, ei zic, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși, este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de față. Negreșit, n-avem îndrăzneala ca să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri, dar ei prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenirile altuia, ci având nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrările făcute de-a gata. Ci oricine se laudă, să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Amin. Haideți să ne amintim contextul în care Pavel scrie acest capitol, această secțiune a cărții. Se pare că după ce apostolul a plantat biserica din Corint, au venit grupuri de creștini, iudei, iudaizatori din Ierusalim și au adus învinuiri apostolului Pavel. Printre aceste învinuiri se aflau cele că Pavel n-a fost un apostol autentic, el n-a fost în grupul celor 12 apostoli ucenicizați de Iisus. De aceea învățătura pe care Pavel o dă este una altfel decât a celorlalți apostoli. Îl învineau pe Pavel că trăiește pe spinarea bisericilor, că le cere bani acestora. De aceea Pavel trebuie să muncească pentru a-și câștiga traiul de zi cu zi. Îl învineau că este laș, că este duplicitar, că atunci când le scrie epistole este foarte dur, dar atunci când este în carne între ei, este moale și cuvântul său nu are nicio importanță, nicio relevanță pentru ei. Și în fața acestor atacuri, apostolul Pavel răspunde bisericii. E o biserică care a crezut în ceea ce Dumnezeu a făcut prin Pavel. Mulți din ei l-au cunoscut pe Iisus Hristos în urma propovăduirii lui. Dar acum acești profeți falși, acești supra-apostoli sau nespuși de buni apostoli, cum îi numește chiar biserica din Corint, trebuie să stea în fața cuvântului, în fața adevărului, în fața luptei. Și Pavel alege să dialogueze pe această temă. Știți, este un proverb care spune că din zbaterea laptelui iese untul. Și din această dispută, din acest dialog înverșunat între Pavel și adversarii lui, reiesc câteva principii prin care Dumnezeu vrea să ne învețe cum ar trebui să trăim. Care este omul pe care în final îl recomandă Dumnezeu? Cum arată acel om care în final Dumnezeu va spune, acesta este omul pe care eu îl laud.
Înainte de a studia în apropiere de acest text, suntem în căutarea multor metode, multor lucruri care să ne facă viața mai ușoară. Suntem în căutarea unor strategii frumoase. Suntem în căutarea a ceva ce este nou, ceva care să ne placă. Însă Dumnezeu când privește spre biserică, spre oameni, El nu caută lucruri, obiecte, ci caută oameni. Dumnezeu privind spre noi în dimineața asta, nu se uită la câte grade sunt afară, nu se uită la ce atmosferă, cât de frumoși suntem și așa mai departe. Dumnezeu ne știe cum suntem. Dar în primul rând Dumnezeu caută oameni. Este o chemare în Vechiul Testament. Chemarea aceea spune, Dumnezeu caută un om. Un om care să stea în spărtură. Dumnezeu caută oameni pe care la final să-i recomande. Sau așa cum spune Pavel în versetul 18, pe care Dumnezeu să-i laude la final. Nu e așa că toți ne dorim ca la sfârșitul vieții să spunem, să auzim de la Dumnezeu spunând, acesta este omul pe care îl recomand. Aceasta este sora, soția, aceasta este tânăra, acesta este fratele în vârstă, acesta este pastor, acesta este omul simplu, acesta este intelectualul, acesta este cismarul pe care eu îl recomand, îl laud pentru ce a făcut, îl laud pentru că și-a terminat cursa cu bine. Din această dispută între Pavel și rivalii săi, reiesc câteva lucruri care ne pun pe gânduri. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le avem ca la sfârșit să fim recomandați de Hristos? Care sunt aceste lucruri? Haideți să vedem ce spune Pavel în acest text. Versetul 7. Voi vă uitați la înfățișare. Dar ceea ce contează nu este aspectul. Nu este ceea ce izbește ochiul. Ci că sunt al lui Hristos. Observați acest contrast. Primul lucru pe care un om al lui Dumnezeu care va fi recomandat îl are este că este al lui Hristos. Este al lui Hristos. O scriere din anul 300 spune despre Pavel că ar fi fost un om de statură mică, complet chel, cu picioarele strâmbe, cu o singură sprânceană și nasul era încovoiat. Nu e o companie tocmai plăcută în jurul care să stai, dacă e adevărat această descriere. Se pare că apostolii aceștia falși din Corint priveau prea mult la aspectul lui Pavel. Iar Pavel spune, la înfățișare, vă uitați voi? Acesta este lucrul pe care îl căutați, să arate un om bine, să fie îmbrăcat bine, să vorbească frumos, să fie sofisticat, să vă uimească prin strălucirea de o clipă a cuvintelor elocvente. Asta căutați voi? Dacă aceștia cred că sunt al lui Hristos, eu sunt al lui Hristos. Ca să fiu un om recomandat de Dumnezeu la sfârșit, în primul rând trebuie să fiu un om al lui Hristos. Tu trebuie să fii un om al lui Hristos. Da, știm cu toții că Dumnezeu este Cel care cunoaște inima noastră. În fața oamenilor ne putem pune haine frumoase, ne putem aranja, putem juca teatru o viață întreagă, putem fi în biserică și pot să și predic și să joc teatru în fața dumneavoastră și să las să se vadă din mine ceea ce vreau eu să se vadă. Și unora ne iese asta foarte mult timp. Ne uităm la înfățișare și pozăm în creștini buni. Pozăm în oameni care sunt slujitori al lui Hristos într-un mod autentic. Dar ceea ce contează nu este înfățișarea, nu este fațada pe care o purtăm, ci este esența, identitatea noastră ai lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute la asta. Corintenii conduceau prin manipulare, prin lucruri superficiale, prin succes, propriul succes, cuvinte sofisticate, prin o formă de evlavie, o autoritate impusă de oameni. Dar acestea sunt suprafață. Acestea sunt înfățișare exterioară. E ceea ce izbește ochiul. Pavel însuși are o convertire dramatică. Dacă vă amintiți în Faptele Apostolului, capitolul 9, apostolul redă acest moment în care mergea cu scrisori de recomandare către creștini pentru a-i aresta, pentru a-i abuza pe aceștia. Și în timp ce Pavel își conducea cohorta sa spre creștini pentru a-i persecuta, dintr-o dată are acea revelație. Pe drumul Damascului se întâlnește cu Iisus Hristos. Apostolul cade, este orbit de acea lumină
și spune, cine ești Tu, Doamne? Iar Dumnezeu răspunde, eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Și în acel moment, apostolul Pavel, din Saul, devine apostol al neamurilor. Un învățat, un cărturar, devine al lui Hristos. Și după un timp devine apostol, predică Evanghelia, demonstrează, dezbate cu oamenii timpului și demonstrează că Iisus este cel promis și este cel în care toți trebuie să creadă. Dar observați, Pavel nu se oprește la momentul Damascului. Dacă ar fi să parafrazez raportându-ne la tabăra pe care am încheiat-o acum o săptămână, Pavel nu se oprește la acea seară când a ieșit în față și cineva s-a rugat pentru tine, acel moment de senzație pe care l-ai trăit și care este în regulă. Pavel nu se oprește la un moment emoțional sau la o scânteie care l-a făcut să reacționeze într-un fel. El este al lui Hristos nu doar în momentul convertirii pe drumul Damascului, ci Pavel este al lui Hristos toată viața. Pavel vorbește despre ceea ce înseamnă să fii în Hristos. În Efeseni capitolul 1, o epistolă atât de înălțătoare, apostolul Pavel vorbește foarte mult despre binecuvântările pe care Dumnezeu ne le-a dat în Iisus Hristos. Efeseni capitolul 1, binecuvântat, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos. Uitați-vă cum începe versetul 4, cei care aveți Biblia deschisă. Cum începe? În El, adică în Hristos. Dumnezeu ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii. Versetul 7, cum începe? În El, în Hristos, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Versetul 11. În El. În cine? În Hristos am fost făcuți și moștenitori. În El. În Hristos. Un om pe care Dumnezeu îl recomandă la final este un om în Hristos. Tu ești în Hristos? Tu ești în Hristos? Ești al Lui? De fapt, sunt două întrebări aici. Este un moment în care, asemenea lui Pavel pe drumul Damascului, ai știut că Dumnezeu te-a întâlnit? Acel moment când te-ai prăbușit și când ai recunoscut cu sinceritate că ai nevoie de Hristos? Este acest moment unul autentic în viața ta? Mi-amintesc când aveam 16 ani, studiam Biblia împreună cu un grup de prieteni la Templul Pentecostal și am fost provocați să studiem siguranța mântuirii. Și în timp ce studiam versetele de acolo, Duhul Domnului a venit peste mine și răspunzând chemării Lui am îngenunchiat. Mi-amintesc acea zi. Era o zi de februarie, când în sufrageria de la blocul în care locuiam atunci, singur, am îngenunchiat. A fost momentul în care am început umblarea mea cu Iisus Hristos. Care-i povestea ta? Care sunt lucrurile care ți-au rămas în minte de la acel moment frumos când știi că ești al lui Hristos? Momentul în care păcatele ți-au fost iertate. Mă rog ca toți care suntem aici în această zi să avem un astfel de moment, un astfel de drum al Damascului. Un moment în care să intrăm în relația cu Iisus Hristos, un moment în care să umblăm cu El, să începem călătoria noastră cu El. Dar a fi al lui Hristos nu se oprește la acel moment din sufrageria mea de când aveam 16 ani. A fi al lui Hristos nu se oprește la drumul Damascului, ci este umblare. Pavel spune în Filipeni capitolul 3, versetul 9, să fiu găsit în El, în Hristos, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Pavel își dorește ca la sfârșitul vieții sale să fie găsit în Hristos, nu îmbrăcat într-o haină strălucitoare a apostoliei lui, a succesului său, a numărului de biserici plantate, a rigorilor sale, ci Pavel își dorește ca la sfârșitul vieții să fie îmbrăcat în Hristos, în neprihănirea Lui. A fi al lui Hristos
este un proces întreg, este o viață. Începe cu un moment al convertirii și continuă până în clipa în care ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. Pentru cei care am avut momentul Damascului, dar poate că lucrurile s-au schimbat între timp și suntem confuzi, nu mai știm exact pe unde suntem. Vreau să te întreb în dimineața asta, mai ești al lui Hristos? Ai rămas al lui? Biblia ne învață că diavolul este ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Și suntem în permanență asaltați de vocea celui rău care vrea să ne smulgă din Hristos. Ar vrea să ne cercetăm în dimineața asta, toți cei care am avut drumul Damascului, dar care între timp l-am abandonat pe Dumnezeul nostru. Și să nu uităm că această calitate de a fi în Hristos este una care se cultivă până la moarte. A fi al lui Hristos până în fața morții. Doamne, ajută-ne la asta. Și neprihănirea noastră să nu fie faptele noastre, să nu fie realizările noastre, ci să fie Hristos. Neprihănirea lui Hristos. Amin? Știu că s-a mai spus în biserica noastră, dar vreau să spun și eu visul pe care sora noastră Nicoleta l-a avut după moartea tatălui. Probabil că știți, tatăl nostru a avut mulți copii, 10, eu sunt al 7-lea, numărul divin. Trecând peste gluma asta, a făcut vreo 3 case, cred. A slujit acasă, a condus un motoscooter cărând bragă la multe cofetării din oraș, mulți ani de zile. S-a mutat de la Schela la Galați când aveam eu vreo 6-7 luni. A păstorit biserici, a predicat multor oameni. Și după moartea lui, Nicoleta a avut un vis și în acel vis l-a întrebat: ce a rămas după truda ta? Ai avut 10 copii? Ai muncit mult? Ai predicat? Te-ai luptat pentru noi? Ce este apreciat acum pentru tine? Ce l-a spus în acel vis? Ceea ce am făcut din dragoste pentru Hristos. Și atât. În fața morții, realizările noastre, multe sau puține, nu valorează prea mult, dar valorează în măsura în care sunt în Hristos. Se spune că o tânără a vrut să se căsătorească, un băiat a vrut să se căsătorească și s-a dus la un pastor și a cerut sfatul acestuia despre acea tânără. Pastorul a întrebat: povestește-mi un pic despre acea fată pe care vrei să o iei de nevastă. Și băiatul a spus: păi, e foarte frumoasă. Și pastorul a luat un caiet și a pus acolo 0. Și tânărul a spus: nu se pune asta? Băiatul continuă: păi gătește foarte bine, ca mama ei. Mai pune un 0. Băiatul este stupefiat. Stai un pic, mai am ceva să spun. E foarte deșteaptă. Și până la 3-0. Băiatul este stupefiat, chiar nu mai înțelege nimic. Păi și atunci pe cine să o ia? Pe Maica Domnului nu mai pot să o iau. Păi stai să mai spun, vine într-o familie foarte, foarte bună. 4-0. Bine, și este al lui Hristos. Și pune un 1 în față. Și atunci trebuie să spune: aha. Deci toate astea contează în măsura în care este al lui Hristos. Așa este și în lucrarea lui Dumnezeu. Așa este în finalul vieții noastre. Toate realizările sunt mari zerouri și capătă sens în măsura în care sunt în Hristos. Doamne, ajută-ne să fim găsiți în Hristos și nu în puterea noastră. În al doilea rând, omul pe care recomandă Dumnezeu este un om care știe cum să administreze autoritatea. Își folosește autoritatea pentru zidire și nu pentru dărâmare. Pentru zidire și nu pentru dărâmare. Cu toții avem parte de o anumită proporție de autoritate, de stăpânire, cum spune Pavel în traducerea Cornilescu. Stăpânire peste familia noastră, peste business-ul nostru, peste grupa de studiu, peste o biserică. Stăpânim, suntem în autoritate. Un om pe care Dumnezeu îl recomandă la sfârșit
Este un om care își folosește această autoritate nu pentru a dărâma, ci pentru a zidi. De atâtea ori vedem abuzuri de autoritate, nu-i așa? Oameni care sunt în poziții cheie, în poziții autoritare și folosesc acea putere pentru a distruge, pentru a dărâma, pentru a călca pe cadavre, pentru a-și atinge scopul lor. Pavel spune, eu îmi folosesc autoritatea nu pentru a distruge, ci pentru a zidi, pentru a ridica. Un cuvânt pentru soți, pentru tați. Dumnezeu ne-a dat nouă autoritate peste familia noastră, peste soțiile noastre. Și El se așteaptă ca această autoritate să fie pentru a ridica și nu pentru a dărâma. Dumnezeu ne-a dat autoritate peste copii, nu pentru a strivi acel suflet de copil, ci pentru a-l ridica. Cuvintele noastre, atitudinea noastră, modul în care suntem acasă și oriunde, trebuie să fie un mod prin care autoritatea noastră ridică, construiește. Pavel reia aceeași expresie un pic mai târziu, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, versetul 10. Își folosește autoritatea, stăpânirea, nu pentru a strivi, nu pentru a ucide, ci pentru a ridica. Haideți acum să privim la două modele de autoritate. Modelul laic sau modelul politic, modelul cel mai răspândit, este cel piramidal. Cine este în vârf, este stăpânul. Ce spune șeful, aceea se întâmplă. Dacă șeful dă un telefon subalternilor, aceștia trec la treabă. Și ce poruncesc ei, aceea se întâmplă. Modelul pe care Hristos îl aduce în împărăția sa este unul altfel. Este o piramidă inversă. În Luca, capitolul 22, începând cu versetul 24, citim următoarele lucruri. Luca 22 cu 24. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe cine din ei are să fie socotit mai mare. Parcă îmi imaginez apostolii mergând pe drum în spatele lui Iisus, dându-și coate și întrebându-se, măi, dacă Iisus moare, ghici cine o să fie șeful, nu? Ți-aduce aminte că eu sunt puternic. Ai înțeles? Deci o să asculți de mine că eu sunt stăpân, ai înțeles? Și conflictul acesta continua între ei. Iisus îi aude. Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcător. Ați văzut imagini cu dictatorii care sunt adulați și când mor, națiunea întreagă plânge de se clatină cămașă pe ea? Se pare că oamenii aceștia care stăpânesc au o putere de a induce în oameni dorința sau apartenența de ei, ceva de neimaginat. Se creează o dependență între stăpânitor și omul de rând. Iisus spune asta. Le se dă numele de binefăcător. Între voi să nu fie așa. Și cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește sau conduce ca cel ce slujește. În împărăția lui Dumnezeu, lucrurile sunt pe dos. Nu mai este cineva care dictează, el este într-un turn de fildeș, păzit de orice amenințare și toată lumea trebuie să execute ordinele. Ci în împărăția lui Dumnezeu, lucrurile sunt pe dos. Cel care e mare trebuie să fie mic. Cel care conduce trebuie să slujească. Vă aduceți momentul în care Iisus le dă această lecție practică ucenicilor la cina cea de taină? Când, după obiceiul vremurilor, în acea casă cineva trebuia să spele picioarele ucenicilor și el, stăpânul și învățătorul, se pleacă, se încinge cu ștergarul și le spală picioarele ucenicilor. Și apoi Iisus spune, faceți după cum am făcut și eu. În împărăția lui Dumnezeu, autoritatea este inversă. Autoritatea nu trebuie folosită pentru dărâmare, pentru abuz, ci pentru a ridica, pentru a consolida, pentru a-l vedea pe cel care este slab și a te apleca lângă el, ridicându-l cu dragostea lui Hristos. Biblia ne dă și un contraexemplu de un slujitor al lui Dumnezeu în 3 Ioan, versetul 9. Apostolul Ioan scrie aici, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei. Acesta este un om care
nu a învățat lecția autorității, exercitării ei. Un rezumat al autorității biblice. În loc să-și caute propriile interese, slujitorii se sacrifică pentru ceilalți. Slujitorii conduc pe baza relațiilor, pe baza exemplului propriu, nu după o anumită poziție sau presiuni. Conducerea prin slujire este activă, nu este pasivă. Conducerea prin slujire dă direcție și nu lasă ca lucrurile să meargă în derivă. Slujitorii exercită autoritatea adecvată întotdeauna pentru împlinirea misiunii, cu scopul obținerii glorificării lui Dumnezeu. Conducerea biblică este una care împuternicește oameni, îi echipează pe alții pentru ca ei să facă lucrarea. Conducerea slujitoare este una care ține de caracter, nu de poziție. Hai să ne punem această întrebare. Cum stau eu cu folosirea autorității? Avem autoritate. Mai mică, mai mare. Dar fiecare din noi are o zonă peste care exercită autoritatea. Pavel știe să aplice lecția lui Iisus Hristos, să-și folosește autoritatea pentru a ridica și nu pentru a abuza de poziția pe care o are. În al treilea rând, un om pe care Dumnezeu îl recomandă este un om care așteaptă să fie recomandat de Dumnezeu. Un om care așteaptă finalul. Un om care are răbdare până atunci când va fi sfârșitul. În versetul 12, Pavel îi contrazice pe profeții falși, pe apostolii mari, între ghilimele, spunându-le că aceștia au început să se ia la întrecere între ei. Să spună cine e mai mare și se compară între ei. Au devenit ei etalon pentru toți ceilalți de lângă ei. Și unor ne se întâmplă asta. Vrem să știm că un om este capabil de încrederea noastră, îl comparăm cu noi. Care e mărimea noastră? Păi cam atât, da? Și punem patul lui Procust peste toți oamenii. Și dacă e prea mare, îi tăiem picioare, dacă e prea mic, îl întindem. Ca să încapă în măsura în care suntem noi. Competiția, spune Pavel aici, nu dă dovadă de înțelepciune, de cunoaștere. Un om care are înțelepciunea lui Dumnezeu nu va apela la a se compara pe el ca fiind etalonul cu ceilalți. Eu sunt cel mai bun, dacă ceilalți se apropie de stilul meu, e bine, dacă nu, la revedere, fiecare cu treaba lui. Competiția este un lucru care e profitabil, dar în Împărăția lui Dumnezeu, cine se compară cu ceilalți? Este un om care nu are înțelepciune, spune Pavel. Apoi, în versetele 13-14, un om al lui Dumnezeu, un om care este recomandat de Dumnezeu, este un om care își cunoaște limitele. Se pare că Pavel aici folosește imaginea atleților care aveau anumite linii trasate și fiecare atlet trebuia să alerge pe un culoar prestabilit pentru ei. Pavel spune, noi știm care sunt limitele noastre. Eu știu care este traseul meu. Citind cartea Faptele Apostolilor, vedem care este acest culoar deschis de Dumnezeu pentru Pavel. De multe ori Duhul Sfânt îl înștiințează. Ușile se închid pentru ca, într-o vedenie, Dumnezeu să-i spună lui Pavel, am deschis uși în Macedonia. Și Pavel merge acolo. Și din Macedonia ajunge la Corint. Și acesta este culoarul pe care Dumnezeu îl deschide. Aceasta este sfera de influență pe care Dumnezeu i-a dat apostolului Pavel. Nu ne cunoaștem limitele. Știm exact care este sfera în care Dumnezeu ne-a pus să lucrăm. Un om pe care Dumnezeu îl recomandă știe acest lucru. Știe care e locul în care Dumnezeu l-a așezat să lucreze. Apropo, tu știi care e locul tău? Știi care e măsura ta? Care e locul în care Dumnezeu te-a pus pe tine și știi, da, aici trebuie să lucrezi. Aici e zona mea. Pentru asta bate inima mea. Ăsta e culoarul pe care vreau să merg, să alerg pe el până la capăt, pentru că știu că la asta sunt chemat. Oamenii care nu ascultă de Dumnezeu atunci când îi cheamă să alerge pe culoarul său, sunt oameni confuzi, sunt oameni leneși din punct de vedere spiritual, oameni care nu primesc de la alții nimic pentru că
s-au închis pentru ei înșiși. Sunt oameni care nu oferă altora nimic, pentru că totul îi se cuvine lor. Biserica lui Hristos este o biserică dinamică. Fiecare din noi este chemat să alerge pe un culoar al său. Și fiecare din noi trebuie să știm care este limita alergării noastre, care este traseul pe care Dumnezeu îl deschide ca noi să slujim. Care este domeniul în care Dumnezeu te-a chemat să fii? Apoi, versetul 15. Un om pe care Dumnezeu îl recomandă este un om care recunoaște osteneala altuia. Pavel spune, noi nu vrem să profităm după ce alții au lucrat într-un loc, noi să mergem și să spunem, e treaba noastră. A făcut cineva o treabă bună, apoi mă duc și eu în acea echipă și spun, știți ce bine, uite, eu am făcut treaba asta. Mai țineți minte acea fabulă cu musca la Arad? Da, plugul care se întorcea de la Arad și era o muscă foarte victorioasă care s-a așezat în drum spre casă pe coarnele plugului. Și musca se lăuda. Nu vezi că nu ne întoarcem din câmp de la Arad? Uite la mine ce am trudit. Pavel spune, un om pe care Dumnezeu îl recomandă este unul care recunoaște osteneala altuia. Și nu interferează cu ea, nu vrea să preia gloria acelui om, laudele, aprecierile lui. Ci recunoaște, da, respectivul om a făcut acest lucru bun și eu îl apreciez. Apoi, versetul 16, dă speranță. Un om pe care Dumnezeu recomandă este un om care are această mentalitate a extinderii împărăției lui Dumnezeu. Un om pe care Dumnezeu îl recomandă nu se mulțumește cu starea în care se găsește, în sensul că se așteaptă ca oamenii în care a investit să deschidă alte porți pentru ca sfera să crească, măsura, impactul să se mărească. Aceasta este inima lui Dumnezeu, o inimă a extinderii, o împărăție care crește. Un bob de muștar care este foarte mic plantat, din care crește un copac mare. Pavel predică cuvântul la un grup de oameni. Aceștia cresc. Aceștia fac același lucru mai departe. Un om pe care Dumnezeu îl recomandă este un om care are această perspectivă a măririi împărăției lui Dumnezeu. Pavel speră ca prin ei, prin corinteni, Evanghelia să se ducă mai departe. Să meargă mai departe. Am citit într-o carte care se numește Dinamica Bisericii câteva afirmații extrase din principiile Noului Testament care m-au frământat și încă mă frământă. Și în acea carte, autorul Schwartz spune că un creștin este matur atunci când ajută alt creștin, când se ocupă de altcineva. Nu poți vorbi de un creștin matur solo, tăiat de la o parte și de alta, pus la congelat. Un creștin este autentic atunci când face alt creștin. Un slujitor este autentic, este copt, atunci când face alți slujitori. O biserică este autentică, rodnică, atunci când face alte biserici. Iisus de multe ori folosește parabole cu imagini din agricultură. Imaginați-vă următoarea scenă. Cât de penibil ar fi ca fermierul, după ce plantează sămânță de grâu în pământ, să se ducă la acel pământ și să spune, te rog frumos, dar te rog eu frumos, fă să crească. Te rog frumos, crești, uite, a plouat, acum hai, ridică-te și tu. Și când a crescut firul, să se ducă în lanul de grâu și să spună, te rog frumos să rudești. Hai, te rog eu frumos, măcar cât am băgat în pământ să scot. Așa că e ridicol. Dacă sâmburile de grâu, dacă grâul plantat este unul sănătos și sunt condiții bune, fără nimic altceva, grâul în el conține spicul de grâu care conține grâu. Creștinul este matur, este copt atunci când face creștini. Pavel are această minte, această mentalitate. Îmi doresc ca voi să măriți sfera mea de lucru. Ne bucurăm că anul acesta ne focalizăm pe a crește alți oameni,
Vrem să fim părinți spirituali pentru cel puțin două persoane pentru care ne rugăm. Vrem să intrăm în dialog cu acele persoane și vrem să îi asistăm în vederea convertirii. Și vă încurajez să continuăm să facem asta, să ne rugăm pentru oameni. Lăsați ca ceea ce Dumnezeu a pus în noi să se maturizeze și să fim oameni copți, oameni maturi, oameni care aduc rod. Doamne, ajută-ne la asta! Câteva lucruri acum în concluzie. Câteva aplicații. Vreau să reiau întrebarea de la început. Tu te consideri al lui Hristos? Ești al lui Hristos? Ar vrea să nu ne grăbim acum și ar vrea să vă cer maximă introspecție și maximă analiză interioară. În această dimineață, tu crezi că ești al lui Hristos? Este momentul, poți vorbi despre un moment în care ai intrat în relația cu Hristos? Și dacă ai intrat în relația cu Hristos acum, după un număr de ani, poți să spui despre tine, eu sunt al lui Hristos? Dumnezeu nu poate recomanda un om care nu este al lui. Dumnezeu la sfârșit va recomanda doar pe aceia care sunt al lui Hristos. Vă amintiți ultima strofă a primei cântări de astăzi? În fața morții când voi sta, doar în Hristos mă încred. Când vei sta în fața morții, nefiind în Hristos, nu vei avea în ce să te bazezi. Singura intrare în Împărăția lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Și ar vrea să te gândești, să te rogi și să nu pleci ușor de la această întrebare. Meditează la ea. Dacă Duhul Domnului spune că nu ești al lui Hristos, ar vrea să lași acel gând să ducă la fapte în viața ta, la schimbare. Lasă-L pe Duhul Sfânt să genereze schimbare de comportament, pocăință și întoarcerea la El. Amin. A doua întrebare. Care este scopul în care tu îți folosești autoritatea? Cu ce scop îți folosești autoritatea? Peste familie, peste angajați, peste subalterni, peste oamenii cu care te întâlnești? Cu ce scop o folosești? Sunt două scopuri pe care Pavel le spune aici. Pentru a dărâma sau pentru a ridica? Al treilea lucru la care vreau să medităm acum în final este cum îi percepi tu pe ceilalți slujitori de lângă tine? Ți-ai dat seama că nu ești singurul care slujește pe Hristos, nu? Dacă nu ți-ai dat seama, va trebui să reluăm predica. Dar nu acum, mergeți acasă și dați-i play. Nu suntem singuri. Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim slujitori ai Lui. Și uitați-vă în jur. Toți sunt slujitori ai Lui Hristos. Cum îi percepi aceștia? Mai ții minte etalonul patului Procust pe care îl luăm și îi măsurăm pe toți după standardele noastre? A patra provocare din acest text este care e măsura ta sau care e sfera ta? Care sunt demarcațiile pe care tu alergi? Care e zona în care Duhul Sfânt te-a împuternicit să fii slujitor al lui Hristos? Și al cincilea lucru pe care vreau să-l spun și un lucru foarte practic. Înainte de a pleca de la biserică, aș vrea să mergem la cineva și să recunoaștem osteneala lui și să avem cuvinte de încurajare pentru ceea ce face el în Împărăția lui Hristos. Fie că este o mamă care își crește copiii și este până peste cap cu aceste treburi, fie că este un muncitor care îl onorează pe Hristos la serviciu, fie că este cineva care conduce foarte bine grupa de studiu, cineva care slujește bine în biserică, în afara bisericii, oriunde. Recunoaște osteneala cuiva. Aduc cuvinte de apreciere pentru cineva care trudește, care ostenește pentru Dumnezeu. Ar vrea să lăsăm aceste întrebări, aceste provocări acum la final și să ne rugăm cu ele. Vă încurajez să ne ridicăm și să ne rugăm trecând prin aceste cinci
provocări ale textului de astăzi.